Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Descoperire oribilă pe malul unui lac din sectorul Reșcani, un cadavru în stare avansată de putrefacție a fost găsit aseară în Nămol. Fetița de 2 ani din Briceni, care acum o lună a fost adusă la Chișinău cu un elicopter smurd după ce a căzut într-un vas cu apă clotită, a fost externată astăzi din spital. Curtea Constituțională este chemată să facă lumină în cazul studenților rezidenți care au refuzat să muncească acolo unde au fost repartizați. Magistrații vor spune dacă hotărârea de guvern este constituțională. A fost o dimineață cu panică și haos la o stație de metrou din Londra după o explozie puternică produsă într-un tren. Cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Un cadavru în stare de putrefacție a fost descoperit de un trecător în nămolul unui lac din sectorul Reșcani. Deocamdată nu se știe cine este victima și care a fost cauza morții. Se presupune că ar fi vorba despre o femeie. Aseară, în jurul orei 19, bărbatul se plimba în jurul acestui lac din sectorul Reșcani. I s-a oprit răsuflarea când a observat că din nămol se contura figura unui corp de om. Speriat, el a chemat poliția. Potrivit poliției, victima a fost găsită pe malul acestui iaz de pe strada Braniștei din capitală. Nu este clar cum de nimeni nu a observat cadavrul, care se presupune că a zăcut aici câteva săptămâni, mai ales că zona este una destul de populată. Oamenii legii au prelevat probe pentru a fi efectuată expertiza medico-legală, care ar trebui să răspunde la mai multe întrebări. Astăzi am încercat să aflăm de la salvamarii din zonă dacă știu ceva despre incident, ei însă spun că nu au auzit nimic. Așa cum cadavrul se afla în stare de putrefacție, oamenii legii nu au putut stabili identitatea persoanei. Se presupune că ar fi vorba despre o femeie cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani. Pe acest caz a fost pornită o anchetă. Fetița de 2 ani, care a căzut într-un vas cu apă clocotită, a fost externată din spital în această dimineață. Ea s-a ales cu o mulțime de cicatrici pe mâini, pe față și spate. Părinții sunt totuși fericiți că micuța lor a rămas în viață. De dimineață, micuța și părinții ei s-au trezit cu un singur gând, că azi vor pleca acasă. Cu lacrimi în ochi, mama a respirat ușurată, pentru prima dată în ultimele săptămâni. Toată dimineața, adică dacă îi dădeam mâncare, știam că-i vie. Adică au fost niște emoții care le-am trăit foarte greu. O lună de zile, adică de-abia o săptămână avem că e bine. Pe picioare, când a fost de acum înainte, speram câte 2-3 pași facem. Femeia ne-a povestit că a trecut printr-un adevărat coșmar după ce micuța de doar 2 ani și 8 luni a căzut în apa clocotită. Era la bunici și din joacă a căzut într-o găleată cu apă fierbinte. Asta e o secundă care nimeni nu o prevede, o cumpănă, să spunem că e o cumpănă. Atunci ea a fost internată la spitalul din Briceni, însă din cauza arsurilor grave a fost nevoie de transferarea ei la clinica Emilian Coțaga din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Medicii din Briceni spuneau că trebuie cât mai urgent și cât mai operativ. Vrem să mulțumim conducerii spitalului în ultimul rând și echipei SMORT care au intervenit la tine. A suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 65% din suprafața corpului. Cele mai grave au fost pe spate și picioare. La a 22-a zi din ziua traumei s-a efectuat intervenția chirurgicală, munca curativă, nu s-a stat nici pe o clipă. Deși a fost externată, micuța se va afla sub supravegherea medicilor încă o perioadă îndelungată de timp. Zeci de moldoveni au plecat la muncă în Israel cu acte false pentru care au plătit 1000 de euro. Afacerea ilegală a fi fost pusă la cale de 4 femei și un bărbat care au fost reținuți de procurori. Вы приехали за свои деньги или приехали в кредит, в долг? Ce riscă suspecții dacă li se va demonstra vinovăția, aflați imediat. Moscova se arată surprinsă că exercițiile militare ZAPA 2017 au creat atâta panică în Occident. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a spus că nicio acuzație din partea comunității internaționale nu este acceptabilă, mai ales că manevrele au un caracter pur defensiv. Когда на границе скапливаются войска больше 10 тысяч, то это уже напрягает. Не думаю, что вероятность очень высокая, но кто знает, понимаете? Если бы 3 года назад спросили,
вернее, сказали, что Россия оккупирует Крым, тоже никто бы не поверил. Но я думаю, что у нас всегда есть угроза от России, где бы они что ни проводили. Поэтому, естественно, угроза это есть. Asta cred locuitorii din Kiev despre exercițiile militare desfășurate de Rusia și Belarus. Oamenii spun că Moscova este în stare de orice, așa că autoritățile trebuie să fie pregătite. Îngrijorate sunt și mai multe țări membre NATO, mai ales statele baltice, care cred că după aceste manevre Rusia ar putea lăsa soldați permanenți în Belarus. De partea cealaltă, oficial de la Moscova încearcă să calmeze spiritele. Și purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că valul de agitație în legătură cu aceste exerciții nu și-are rostul. Dmitri Peskov susține că orice țară are dreptul de a efectua astfel de manevre. Zapad 2017 a început ieri. La exerciții au fost mobilizați, după cum anunță Minskul și Moscova, aproape 13.000 de soldați, 70 de avioane și elicoptere militare, dar și 270 de tancuri. Manevrele se vor încheia peste 5 zile. Un grav accident s-a produs în această dimineață în apropiere de satul Olișcani, Șoldănești. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc, iar altul se află în stare gravă la spital. Potrivit poliției, cei doi se deplasau cu un Ford pe un drum local, când un Mercedes intrat pe contrasens le-a ieșit în față. În urma impactului violent, ambele mașini au ajuns în șanț. Șoferul Fordului a pierit pe loc, iar pasagerul a fost transportat la spital. Șoferul Mercedesului nu a pățit nimic. Dacă aveți drum prin centrul capitalei mâine și poimâine, vă îndemnăm să evitați bulevardul Constantin Negruței. De ce? Știe colega noastră, Patricia Poduleanu. Patricia, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Sorina, bună seara, doamnelor și domnilor. Circulația rutieră va fi suspendată în zona sensului giratoriu din bulevardul Gagarin, Negruții, Dimitrie Cantemir și strada Albișoara. Și asta pentru că acolo vor avea loc lucrări de modernizare a rondului respectiv. Mai exact, drumarii vor pune ultimul strat de asfalt. Prin urmare, șoferii nu vor avea acces pe acolo începând de mâine cu ora 9 dimineața până duminică ora 14. De altfel, și transportul public va fi redirecționat. Ruta de troleibus numărul 5 este suspendată, iar rutele numărul 20 și 28 sunt scurtate. Și Piața Marea Adunări Naționale va fi închisă pentru o zi. De ce? Aflați mai târziu în jurnal. Atât la acest subiect. La revedere! Patricia, mulțumesc! A vrut să discute astăzi cu deputații, dar nu s-au ales decât cu o plimbare pe holurile goale ale Parlamentului, care astăzi și-a deschis ușile pentru toți doritorii. Cu gurile căscate, 10 de copii, dar și adulți, s-au minunat de fastul din legislativ. Mulți însă au plecat supărați pentru că excursia a fost contra cronometru și s-au plâns că nu au reușit să vadă mai nimic. Au intrat astăzi în clădirea Parlamentului 100 de copii din familii social vulnerabile. Ce le-a sărit în ochi imediat a fost fastul din legislativ. Spun că diferența este ca de la cer la pământ în comparație cu ce au acasă. Da. Așa că imediat au început să facă poze. Cel mai mult le-a plăcut în sala de ședințe, evident nu au ezitat să se așeze în fotoliile deputaților, iar sala de ședințe s-a transformat pentru 15 minute în locul perfect de joacă. La întâlnire au venit și câțiva deputați care au început să le povestească picilor despre munca lor. Unii copii însă repede s-au plictisit. Despre ceea ce fac parlamentarii când sunt la serviciu, copiii spun că știu. Stau. Totuși, după câteva minute petrecute într-un fotoliu de deputat, acest băiat a spus că aici ar vrea să fie locul său de muncă când va crește mare. E bine, aici face totul. Îmi plac scaunele, microfonul. Alții însă nu își doresc să devină politicieni. Au și argumente. Este Moldova. Da. Unde? Aici, în Parlament. Puștii mai îndrăzneți au pus și întrebări parlamentarilor. E adevărat că aici sunteți cu oamenii. Nu am înțeles întrebarea, nu era politica microfonul. Ați ajuns deputat. Unele întrebări însă au rămas fără răspunsuri. Ce ne-a motivat să rămânem în țară și ce îndreptinde Parlamentul în acest caz? Nu-mi răspunde nimeni. Nu cred că merită aceste condiții pentru că nu îndeplinesc obligațiunile necesare care trebuie să le întreprindă pentru viitorul țării. După copii au urmat grupuri de adulți, vizitatorilor însă le-a fost interzis să se așeze în fotoliul președintelui Parlamentului. Un scaun mai special, nu pentru toți.
discriminare. Am vrut să fac o poză și atât. Deci poate deocupa toate locurile în afară de prezidiu. Copleșiți de grandoarea Parlamentului, unii vizitatori i-au luat la rost pe aleșii poporului. Uite și de bine, uite, uitați-vă și bogății să aici, aici sunt bani mari, tăți pentru dâși, tăți pentru dâși. Lux este, dar nu e lux și în lucru pe care îl fac ei. Iar acest bărbat a rămas indignat că în fața vizitatorilor au venit doar câțiva deputați. Avem întrebări, ei nu pot să nimeri la dâns, că el e mai sus decât Dumnezeu. Vreau să le arăt și greșeli fac ei. Foarte bine trăiesc, dar rău lucrează. Unii s-au plâns că nici nu prea au reușit să vadă nimic, fiind goniți de organizatori. Eu m-am speriat. Mi-a arătat cu deștept. Încolo, încolo. Stai, mei omule, stai să privesc, aici este multă lume. Ziua ușilor deschise la Parlament au avut loc pentru prima dată în 2014. Medicii rezidenți care au fost acționați în judecată de Ministerul Sănătății au sesizat Curtea Constituțională. Ei vor să afle dacă hotărârea guvernului prin care sunt obligați să muncească acolo unde au fost repartizați este constituțională. Până când Curtea se va pronunța, procesul în acest caz a fost suspendat. Scandalul a început în iunie când Ministerul Sănătății a dat în judecată în jur de 100 de absolvențe de la medicină. Motivul? Ei nu au muncit în spitalele în care au fost repartizați, așa cum prevede contractul, și deci ar fi trebuit să întoarcă statului banii cheltuiți pentru studii. Cel puțin 100 de moldoveni au plecat în ultimii ani la muncă în Israel cu acte false, plătind sume enorme unei firme din Chișinău. O spun procurorii, care abia acum i-au reținut pe administratorii companiei. În majoritatea cazurilor, oamenilor li se promiteau salarii mari și condiții bune de muncă, însă odată ajunși acolo aveau parte de altceva. La scurt că vă și-mi stoi la ștudul prihile la rabotul de Israel? 6800 долларов. Доллар. Скажите мне, трудовые условия, которые вам были обещаны в Кишиневе, и с теми, которые вы обнаружили на первое свое место работы, они совпали или немножко отличались? Конечно, немножко отличались. Mai mult, potrivit oamenilor legii, unii moldoveni care voiau să plece peste hotare nu aveau toată suma, așa că administratorii le propuneau să ia credite tot de la ei. În acest caz, suma finală ajungea și până la 13.000 de dolari. Vă prieteni за свои деньги или не приехали в кредит? Procurorii spun că vizele pentru Israel erau eliberate în baza unor acte false. Patru femei și un bărbat au fost reținuți în acest caz. Ei sunt suspectați că perfectau certificate false, motivând că persoana care intenționa să plece peste hotare ar fi absolvit cursuri de îngrijire. Oamenii legii cred că în schemă ar fi implicați mult mai mulți. Aceste cinci persoane sunt de fapt fondatorii și administratorii companiilor din Moldova, care obțineau mijloacele bănești. Investigând de fapt acest aspect, o parte din aceste mijloace ar fi posibil că erau transmise și persoanelor care se află în Israel. Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla cu moldovenii care deja au ajuns acolo cu vizele obținute cu acte false. După ce v-ați zăconcit sledstvă, noi получим всю документацию и посмотрим, что чем закончится ваше следствие, но только в самом начале. Тогда компетентные органы Израиля будем уже решать в Израиле, что дальше делать. Oamenii legii au descins în 27 de locații, de unde au ridicat în jur de 100.000 de dolari câștigați ilegal în urma afacerii. Procurorii spun că suspecții care au între 25 și 52 de ani nu își recunosc vina. Ei riscă închisoarea de până la 7 ani pentru organizarea migrației ilegale. Aparate medicale de ultimă generație au fost expuse la Moldexpo, radiografie fără radiație, analize care ar putea prevesti bolile din viitor sau aparat de resuscitare fără ajutorul medicului. Sunt câteva dintre oferte. Ce spun medicii despre ultimele tehnologii aflați imediat. Panică la o stație de metrou din Londra. În această dimineață, pasagerii au fost speriați de o explozie produsă într-o garnitură de tren. Cel puțin 22 de persoane au fost rănite, 18 dintre ele fiind spitalizate după ce au suferit arsuri. Poliția presupune că este un atac terorist și îl caută pe autorul acestuia. Oh, is that bag on fire? Yeah.
Din imaginile surprinse de martori și din declarațiile lor, se pare că dispozitivul explozibil a fost ascuns într-o găleată albă, care a fost amplasată lângă una din ușile de acces în metrou. Era puțin peste ora 8 dimineața când s-a produs deflagrația. La acea oră, majoritatea pasagerilor se îndrepta la muncă. Când au auzit explozia, oamenii s-au speriat și, panicați, s-au grăbit spre ieșiri. As I approached the station, everyone was like piling out. Like, people weren't even running, they were falling over each other. Very busy commuter train. Young and old, school children going to their schools. Stația de metrou a fost închisă, iar circulația oprită. După explozie, poliția a început cercetările la fața locului și a anunțat că este vorba despre un atac terorist. This was a detonation of an improvised explosive device. As you have seen, the reports of 18 injuries. And I understand most of those to be flash burns. Răniții au fost duși la un spital din apropiere. Medicii spun că viața lor nu este în pericol. Deocamdată nu a fost reținut niciun suspect. Va convoca mare adunare națională în cazul în care democrații vor încerca să-l demită. Asta a declarat aseară Igor Dodon la emisiunea În Profunzime. Șeful statului nu vede nicio problemă că omul propus de el la funcția de ministru al apărării este tatăl fiinului său. Dodon însă a refuzat să spune de unde ia bani pentru vacanțe, menționând doar că toate sursele sunt legale și că părinții nu-l mai ajută ca odinioară. Decizia Curții Constituționale vă obligă să acceptați această candidatură din a doua propunere. Prima soluție, guvernul își revede poziția și propune un profesionist. Și a doua soluție, ei vor încerca să-l numească fără decretul președintelui, pentru că președintele nu va semna decretul. Ați venit în schimb cu propunerea ministrului, ca ministrul apărării să fie numit Victor Gaiciuc, care este tatăl fiinului dumneavoastră de colonie. Cu metri, nu cu metri și așa mai departe. Asta păi nu este o problemă. Păi eu nu văd aici o problemă în ceea ce țin de promovarea unui profesionist în funcție. Atunci nu vă legați nici de fiinul lui Plahotniuc. Eu nu am discuții și întrevederi cu domnul Plahotniuc. Discut cu domnul Candoș, cu domnul Filip. Veți cere sau nu publicarea raportului Cruș 2? Eu îl voi publica. Pentru cine faceți loc la primărie? Nu trebuie să fiu de partea cuiva. Trebuie să fiu un președinte al tuturor. De aceea nu o să vin cu nume. Se împacă Plahotniuc înapoi cu Ghimpuș și Chirtoacă revine în funcția de primar și continuă dezastru. Incidentul cu Rogozin, și ați promis că veți restabili situația lui Rogozin, a fost o declarație deșartă până la urmă. Noi nu ne-am angajat că să reparăm. Eu am spus că noi vom face tot posibilul să ne clarificăm în această situație. Un om a fost ucis aflându-se în custodia statului, acolo unde ar trebui să se afle în siguranță. La începutul săptămânii viitoare să vină cu un raport detaliat pe numele meu totuși ce s-a întâmplat acolo. De ce Constantin Grigoriță, colegul nostru, nu este admis la conferințele de presă ale domniei voastre? Probabil a depășit limitele și a încercat să facă unele acțiuni provocatoare. Un aparat de fotografiat 162.000 de lei. Dar pentru ce vă trebuie? Eu nu am semnat astfel de indicații. Nu știu care e sens, o să mă clarific și o să vă informez. Bani pentru vacanțe, de unde aveți? Din sursele legale pe care le are președintele și familia. Din salariu? Păi ele sunt publice. Din salariu? Ele sunt publice. Cât vă ajută părinții în fiecare lună? Dacă o să mă ajut, eu să spun. Cu mătrie la Condrița ați făcut până la urmă acolo? Nu este vorba de, este vorba de un eveniment de familie care a avut loc. Nu era cu mătrie, era o petrecere. Păi ce contează ce fel de eveniment de familie facem cu soția și cu copiii? Dumneavoastră v-ați declarat președintele tuturor. Nu, eu nu o să pot să reprezint minoritățile sexuale, pentru că noi suntem diferiți, Loren. Cineva este pro-rus, cineva este pro-european, cineva este pro-român. Când este vorba de statalitate, aici nu poate fi niciun fel de compromis. Igor Dodon are de gând să ripare clădirea președinției din bani obținuți din surse dubioase, susține liderul platformei Dan Năstase, care crede că șeful statului ar trebui cercetat penal pentru asta. Igor Dodon nu a reacționat, iar purtătorul său de cuvânt nu a răspuns astăzi la telefon. Dânsul, de fapt, a demonstrat că se face vinovat de o crimă gravă împotriva statului Republica Moldova. A vorbit despre modul în care este finanțată reconstrucția edificiilor statului. Iată, pe acest subiect îi vom cere președinției să prezinte cât mai multă informație. Vom cere instituțiilor statului să se documenteze, să ajungem în momentul
în care să fie supus unei anchete penale. Liderul platformei DAL acuză pe șeful statului care intenționa să repare clădirea președinției din surse dubioase. Andrei Năstase însă nu a spus de unde are această informație și dacă are vreo dovadă. Deocamdată Igor Dodon nu a comentat, anterior însă șeful statului spunea că omologul său turc, Erdogan, s-ar fi oferit să-l ajute la renovarea clădirii. Pe de altă parte, Năstase susține că Igor Dodon și Vlad Plahotniuc ar fi aliați și nu dușmani, iar disputele dintre ei ar fi doar un spectacol ieftin, așa cum s-ar fi întâmplat, de exemplu, și în cazul candidaturii la funcția de ministru al apărării. Dodon și Plahotniuc au fost antrenați într-o zarniță. Ambii s-au înțeles la un spectacol de prost gust cu acești miniștri sau candidați la Ministerul de Apărare. Acest individ face jocul lui Plahotniuc. Președintele Darnici Democrații nu au comentat aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt al președintelui nu a răspuns astăzi la telefon. Pe de altă parte, membrii platformei se plâng că în continuare sunt intimidați de guvernare, mai ales în ultimele zile după ce au anunțat că duminică ar urma să aibă loc un protest față de votul mixt. Ce ține de subiectul sistemului mixt este depășit deja. Noi deja ne aflăm la etapa de implementare a sistemului. Țineți cont de doleanțele oamenilor? Ținem cont anume de doleanțele oamenilor atunci când am votat legea. Sistemul electoral mixt a fost votat în lectura a doua de 74 de deputați, printre ei socialiști, democrați și membri ai Grupului Popular European. A găsit cheia unui dulap de păstrare dintr-un supermarket și în loc să caute proprietarul, a decis să caute pe raft. Un individ a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un magazin din capitală, cum răscolește într-un dulap. Acolo găsește un telefon, iar după câteva momente de ezitare, îl pune în buzunar și, crezând că nu-l vede nimeni, pleacă. Bărbatul era însoțit de o femeie. Poliția este acum pe urmele sale. Potrivit proprietarului, telefonul ar costa în jur de 5.000 de lei. Radiografie fără radiație și analize care ar putea prevesti bolile din viitor alături de botoșei făcuți direct pe picior. Toate pot fi găsite la o expoziție de aparate medicale deschisă la Moldexpo. Companiile spun că au venit în acest an cu utilaje noi de ultim răcnet, dar se plâng că nu au cui să le prezinte. Acest echipament se numește Auto Plus. Aparatul poate resuscita omul în doar câteva secunde, se laudă cei care l-au adus. Avem expuse defibrilatoare care integrează și electrocardiograf, pulsoximetrie, capnografia și monitorizarea pacientului. Acest aparat permite unui medic să deține un singur aparat care efectuează mai multe funcții. Și dacă în alte țări radiografia fără radiație este un lucru obișnuit, la noi este încă un lux. Un astfel de aparat este destul de scump. În dependență de copil, de matur și formatul mandibulei, putem să accesăm și imediat aparatul automat își ia doza de radiații, secundele de expunere și miliampere. Imediat, în câteva secunde, după ce se face scanarea pacientului, imediat putem să primim rezultatele acestei scanări radiografii. Unele laboratoare spun că în schimbul a 15.000 de lei pot face un așa numit carnet genetic care ar putea arăta ce boli puteți avea peste câțiva ani. Este un pașaport genetic care arată predispunerea la diverse patologii. Pacientul astfel cu rezultatul poate merge la medic și arăta că eu, uitați-vă, am un risc crescut de a dezvolta boala cardiacă. Da? Haideți să întreprindem câteva măsuri de a preveni. Deci astfel ei pot preveni chiar și decesul. Acești antreprenori spun că au venit la expoziție cu un aparat nou care transformă o peliculă simplă în botoșei. Piață, practic, acum anul ăsta au apărut. Pe ecran arată câte bahile au mai rămas. Așa aparat încărcat deja costă în jur de 900 de euro. Scoatem amprenta, punem la scanat, o modelăm în formă electronică, după aia dăm informația la aparatul de frezat. Am frezat, am pus în cuptorul de sintetizare. Tehnicienii noștri sunt obișnuiți cu spatula, cu pensula să modeleze, care ți ia timp, dar aici faci totul electronic. Deși spun că au rămas impresionați, medicii care au venit astăzi la expoziție spun că puțin probabil vor lucra cu astfel de aparate, având în vedere prețurile astronomice. Fonendoscop și tonometru pentru lecția de medicină internă. Am venit la expoziția Mob Medicine să vedem monitorile stomatologice. Mă interesează pentru viitor. Prețurile sunt puțin reduse. Expoziția va fi deschisă până mâine. Un elan a creat învâlmășeală pe străzile Moscovei. Animalul s-a plimbat printre mașini, a sărit într-un iaz și s-a luptat cu un polițist. Muzica.
Cum s-a încheiat episodul, vă spunem imediat. Uraganul Irma a ruinat milioane de americani. Casele lor sunt acum una cu pământul, iar mulți trăiesc din ajutorul autorităților. Cea mai mare problemă este lipsa curentului electric. Donald Trump a ajuns ieri în Florida pentru a vedea cum sunt înlăturate consecințele furtunii. Irma a lăsat în urma sa un dezastru. Americanii vor avea nevoie de timp, dar și de sume uriașe de bani pentru a-și reveni. Cea mai devastată regiune este arhipelagul Florida Keys. Acolo salvatorii continuă să caute oameni care ar putea fi blocați sub dărâmături. We have live fighting dogs that are searching for any victims that might be trapped and can't communicate, and we have human remain dogs that are searching for any possible victims that might be deceased from the storm. Cei care s-au întors la casele lor au găsit doar ruine, astfel că vor trebui să o ia de la capăt. Autoritățile promit că le vor veni în ajutor. Asta le-a spus și Donald Trump sinistraților din Florida pe care i-a vizitat. We love the people of Florida and they went through something that I guess the likes of which we can really say nobody's ever seen before. We are there for you 100%. Uraganul Irma, catalogat drept unul dintre cele mai puternice din istorie, a lăsat în urmă 69 de morți după ce a măturat statul Florida și insule din Marea Caraibelor. Coșmarul însă pare că nu se oprește aici. Un nou uragan numit Max s-a format în Oceanul Pacific și amenință coasta de est a Mexicului. Un militar francez a fost atacat cu un cuțit de către un bărbat. S-a întâmplat în această dimineață în apropiere de o stație de metrou din Paris. Atacatorul ar fi strigat Allah atunci când s-a năpustit asupra soldatului. Cel din urmă nu a fost rănit și a reușit chiar el să-l rețină pe individ. Nu au fost anunțate detalii despre identitatea agresorului. Se știe însă că militarul atacat făcea parte din patrula antitero care a fost mobilizată la Paris după atentatele teroriste din 2015. Au grijă să nu cadă niciun fir de păr de pe demnitari, iar duminică vor încerca să demonstreze cine este cel mai bun dintre ei. Vorbim despre agenții de pază care își vor etala puterile la campionatul mondial de bodyguards, desfășurat pentru prima dată în țara noastră. La campionatul organizat pentru prima dată în țara noastră și vor demonstra puterile circa 100 de bodyguards, inclusiv femei. Mulți nu представляю. Женщины те украинские. В спортзалах вот у нас женщины тренируются наравне с мужчинами и на соревнованиях никаких поблажек нет. Vor veni bodyguards aproape din toate colțurile lumii. În urma celor 8 probe, toți vor trebui să-și demonstreze agerimea și rapiditatea. Astfel vor trebui să facă diferite manevre cu mașinile, cum ar fi să ocolească jaloane, să accelereze și să oprească automobilul cu exactitate sau să meargă cu spatele. Campionatul Mondial Bodyguard 2017 se desfășoară pentru prima dată în Republica Moldova. Duminică, circulația în centrul capitalei va fi sistată, începând cu ora 6 dimineața până la ora 21. Astfel, șoferii sunt îndemnați să evite zona. O mașină în flăcări a speriat trecătorii din Londra. Incendiul a izbucnit din senin, automobilul fiind rapid cuprins de foc. Șoferița și-a dat seama de pericol și a reușit să iasă la timp. Însă a uitat să tragă frâna de mână, așa că autoturismul a început ușor să o ia la vale. Câțiva martori au încercat să oprească mașina, însă nu au reușit. Au chemat apoi pompierii care au stins incendiul. Nimeni nu a fost rănit. A blocat circulația pe străzi, a atacat un polițist și a notat într-un lac. Pe toate a reușit să le facă un elan la Moscova. Animalul a apărut din senin pe drum, iar trecătorii au chemat poliția. Agenții au avut nevoie de întăriri pentru a-l putea prinde. Surprinși să vadă un elan pe străzi, oamenii au chemat poliția. Fără a ține cont de culoarea semaforului, animalul s-a plimbat printre mașini. Unii șoferi au fost nevoiți să oprească brusc, alții să aștepte minute bune până să-și poată continua drumul. Polițiștii au încercat să prindă elanul cu o frânghie, ideea ce nu a fost pe placul lui. Escapada elanului a continuat într-un iaz, el a reușit să înoate câțiva metri, dar exista riscul să se înece. Din a doua încercare, agenții au reușit să-l prindă. Acum urmează să afle de unde a apărut animalul. Se presupune că ar fi fugit de la circ ori de la o grădină zoologică din Moscova. Floyd Mayweather s-a lăudat cu tatuajele suporterilor săi. Boxerul a publicat peste 20 de poze care ilustrează cele mai importante momente din cariera sa.
Toate imaginile le vedeți imediat. Au resunat sirenele de alarmă astăzi în Japonia după ce o rachetă lansată de Coreea de Nord a trecut peste insula Hokkaido. Proiectilul ar fi parcurs o distanță de aproape 4.000 de kilometri și a căzut în Oceanul Pacific. Drept răspuns, și Coreea de Sud a făcut un test balistic, iar Consiliul de Securitate al ONU a anunțat că se întrunește astăzi în regim de urgență pentru a discuta despre noua rachetă lansată de Pyongyang. S-a dat alarma în această dimineață în nordul Japoniei. Sirenele au fost pornite după ce o rachetă lansată de Coreea de Nord a trecut peste insula Hokkaido. Oamenii au fost sfătuiți să se ascundă în buncăre. La scurt timp, autoritățile au ridicat alerta. Potrivit estimărilor armatei japoneze și sud-coreene, racheta balistică ar fi parcurs 3.700 de kilometri și a căzut în Oceanul Pacific. Oficialii americani au precizat că aceasta nu a prezentat pericol pentru insula americană Guam, însă au criticat testul, la fel ca și autoritățile de la Tokyo. După acțiunea Pyongyang-ului, sud-coreenii au vrut să demonstreze că sunt gata de un eventual atac și au efectuat propriul test lansând două rachete balistice. La cererea Japoniei și Statelor Unite, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni astăzi pentru a discuta despre ultimul test balistic efectuat de Pyongyang. Doar remiza, Sheriff Tiraspol a revenit în Europa League după o pauză de 4 ani. Echipa lui Roberto Bordin a încheiat la egalitate meciul din deplasare cu Fastav Zlin, scor 0-0. Campioana Moldovei a dominat posesia, însă ocaziile mari le-au aparținut cehilor. Portarul lui Sheriff a fost de nebătut. În următorul meci, pe 28 septembrie, tiraspolenii vor juca acasă cu FC Copenhaga. Tot aseară, danezii au remizat cu Lokomotiv Moscova, la fel 0-0. Debut cu dreptul pentru FCSB în grupele Europa League. Roșialbaștrii au trecut clar de Victoria Plzen, scor 3-0, și sunt lideri în grupa G. Cea mai categorică victorie însă a fost repurtată de Zenit Sankt Petersburg. FCSB a învins pe Național Arena formația Victoria Plzen cu 3-0. Constantin Budescu a fost omul meciului. A reușit dubla în prima repriză, ca în partea secundă Alibek să stabilească scorul final. Nu știu dacă suntem favoriți. O să luăm pas cu pas și sperăm să mergem în primăvară de genul, dar trebuie să rămânem capul pe umeri în continuare. Tot ieri, echipa moldovanului Alexandru Iepureanu, Istanbul Başakşehir, a remizat contra bulgarilor de la Ludogoreț, scor 0-0. Cea mai categorică victorie a seriei a fost înregistrată de Zenit Sankt Petersburg. Rușii s-au impus cu 5-0 în fața celor de la Vardar în deplasarea din Macedonia. Cocorin a făcut senzație, semnând dubla. Tot ieri, AC Milan a trecut de Austria Viena, scor 5-1. Hat-trick-ul lui Andre Silva și reușitele lui Calhanoglu și Suso au garantat victoria sigură a italienilor. 65 de goluri s-au înscris în prima zi din Europa League. Dragostea fanilor nu are limite. Floyd Mayweather a prezentat mai multe imagini cu tatuajele susținătorilor săi. Le-a publicat pe o rețea de socializare. Mayweather a scris că și iubește fanii și apreciază mult. Boxerul retras din activitate a postat 24 de poze cu tatuajele suporterilor, multe dintre care ilustrează cele mai importante momente ale carierei sale. 50 de victorii în 50 de lupte este bilanțul carierei lui Mayweather. În ultimul duel, americanul l-a bătut pe Conor McGregor, irlandezul venit din UFC. Haos la un meci din Europa League. Sute de fani ai echipei germane Köln, fără bilete, au pătruns în tribunele stadionului formației Arsenal Londra. S-au luat la bătaie cu forțele de ordine și cu suporterii englezi.
Aproximativ 20.000 de fani ai echipei germane au ajuns la Londra și au mărșăluit pe străzile orașului, supărați că le-au fost alocate prea puține bilete. Câteva sute de ultrași au forțat ușile stadionului și au intrat fără bilete. Din cauza nebuniei create, partida dintre Arsenal și Köln a început cu o oră întârziere. Köln s-a calificat în faza grupelor cupelor europene după o pauză de 25 de ani. Marea favorită a campionatului european de basket a pierdut în semifinală. Spania a fost eliminată de Slovenia în penultimul act al competiției. În finală, slovenii o vor întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Rusia și Serbia. Campioana în exercițiu nu și-a putut apăra titlul. Spania a cedat în fața Sloveniei, scor 72-92 în semifinalele campionatului european de basket. Favoriți la câștigarea turneului, ibericii au fost derutați de un joc de echipă exemplar al slovenilor. Spaniolii au condus doar o singură dată în meci, după primul coș, și și-au adjudecat un singur sfert, al doilea, scor 26-24. Ulterior însă, slovenii au dat dovadă de o precizie impecabilă, reușind 14 coșuri de 3 puncte. Va fi prima finală internațională pentru selecționata Sloveniei de basket. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează Vocea României. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. Eu vă doresc o seară frumoasă și un weekend cu mult soare!